Vom prezenta în continuare o altă metodă de rezolvare a problemelor, și anume metoda falsei ipoteze. Haideți să vedem despre ce este vorba. Avem două probleme. În prima ni se spune că într-un bloc de locuințe sunt 21 de apartamente cu două respectiv 3 camere. Mă interesează câte apartamente cu două camere sunt, câte apartamente cu 3 camere sunt, dacă în total sunt 49 de camere. Metoda aceasta falsă ipoteze este să presupunem că în blocul respectiv se află doar o categorie din cele două. Ori cu două camere, ori cu 3 camere. O să prezentăm ambele rezolvări să vedem că rezultatul este același. Deci, presupunem că în bloc sunt doar apartamente cu două camere. Repet, oricare dintre varianta aleasă ne va duce la rezultatul corect. Doar că dacă voi presupune, de exemplu, aici că sunt doar cu două camere, desigur că în momentul în care calculez numărul total de camere, cât va fi numărul total de camere? Păi dacă am în total 21 de apartamente și eu am presupus că toate sunt cu două camere, voi obține 2 ori 21, adică 42 de camere în total. Adică, cu alte cuvinte, voi obține mai puțin decât suma de fapt reală. În total, eu am 49 de camere. Drept și prin urmare, eu am 42 obținute în acest fel. Diferența până la 49 de camere reprezintă ce? 49 minus 42, adică 7 camere, e diferența care arată mie de fapt câte apartamente cu 3 camere sunt. Care este diferența de camere? Eu între două camere și trei camere, diferența este de o cameră. Deci, cu alte cuvinte, această diferență provine de la apartamentele de trei camere. Drept și prin urmare, în total voi avea 7 apartamente cu 3 camere. Câte apartamente aveam în total? În total aveam 21 de apartamente. Prin urmare, voi obține 21 minus 7, adică 14 apartamente cu două camere. Haideți să facem verificarea, să vedem că este corect. Verificare.